Bună ziua! Nu vreți mai trebuie dată? Mi-e de noi astăzi, în proiectul nostru de suflet. Mii de mulțumiri tuturor copiilor implicați în proiect. Bravo! Sunteți cei mai talentați. Ideea de promovare a vaccinării a pornit tocmai din problematica cu care ne confruntăm de un an și jumătate și atunci vrem să vă prezentăm o zi din viața cadrelor medicale într-o formă artistică transpusă într-o scenetă de minunații și talentații elevi ai Liceului de Arte Gheorghe Tătărescu din Focșani. De aceea îi invităm în scenă, zi mare plăcută! Astăzi este prima zi de școală, o să-mi văd colegi. A trecut atât de mult timp de când nu i-am mai văzut. M-am săturat de atât online. Sper să fie un an bun, mi-am luat rechizite, pixuri. Să fie cu succes. Oare am COVID? Nu cred că am. Nu există așa ceva. Imposibil! Nu există așa ceva. Știi false. Manipulare. Nu există așa ceva. Imposibil! De necrezut! N-aveai de unde să iei. Nu există COVID. Ce e aia COVID? Ce mă doare capul! Mai cuvânt trezmit. Nu există așa ceva. Vino să miroși și tu ăsta. Nu simt nimic, ea și gustă. N-are mai niciun gust, n-ai miros? Tu nu ai gust. N-ai nu gust. Există nimic adevărat. Nimic. Dar dacă am. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ok. Dacă am COVID și mi-infectez colegii, nu este ok. Dar în același timp vreau atât de mult să-i văd. Da! O să ies din casă. Da! Dintre pereții ăștia. Da! M-am săturat, stat toată ziua în fața calculatorului. Ieși afară! Să trăiesc! Să trăiești! Cu adevărat! Da! Dar... O să port masca. Fără mască! Și o să păstrez distanța. Fără distanță! O să mă protejez, o să fiu atentă. Nu! Și la cel mai mic simptom o să mă testez. Nu! Mai bine nu mă mai testez. Da. Mă vaccinez direct. Nu! Fără vaccin! Chiar acum! Uite cât de mare e! Uite ce-am doamne! O să-ți fac ce-am doamne! O să mai fac ce-am
toată mică o nebunie. Te omoară. Pot să mori. Nu! Foarte fioros, ca o pișcătură de purice. Mă duc să mă vaccinez. Thank you.
Piesă care să vă plictisească după un an jumătate de vorbit într-una, poartă masca, păstrează distanța socială, nu interacționa cu stânga, cu dreapta, spalți-vă mâini, dezinfectează-te și mai nou vaccinează-te, cu atâtea mii de păreri contradictorii despre efectele adverse, despre efectele pe care ar putea să le aibă în timp și multe altele pe care dumneavoastră le știți, le-ați auzit și le-au zis poate zilnic. Ideea este că COVID-ul este real, produce îmbolnăvire, produce mortalitate și lasă de asemenea urmări pe termen lung. Noi ne confruntăm cu situația aceasta și nu ne-am plâns niciodată dacă a fost greu sau dacă a fost foarte greu. Și atunci am dorit ca dumneavoastră să vedeți că munca noastră este pentru dumneavoastră, pentru menținerea sănătății, pentru a ne dezvolta sănătos și aduce un trai liniștit într-o societate sănătoasă. De aceea vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult, domnilor profesori, pentru că ați crezut în ideea noastră, că ați fost alături de noi în ideea noastră și în munca noastră. Noi tot timpul vom fi alături de dumneavoastră și vă dorim să rămână sănătoși. De aceea vă recomandăm cu căldură să vă vaccinați dacă încă nu ați reușit. Mulțumim frumos! Această mică scenetă, acest mic spectacol a transmis deopotrivă un mesaj și că în același timp are să punem într-o formă de divertisment, adică să ne și bucurăm. Se spune că lucrurile importante sunt înțelese atunci când sunt spuse în glumă sau ușor. Și mă bucur în primul rând de energia lor, de voieșia lor și mi-a fost surprins asta, nu știam. Deci când am construit așa această mică scenetă, această ultimă oră pe care am construit-o cu toții, nu făcea parte din spectacol, bineînțeles, că a făcut o surpriză. Ceea ce înseamnă că s-au bucurat. Trebuie pentru care le mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră că ați fost aici și că împreună să ducem acest mesaj care realmente este important să putem să ne continuăm viața în normalitate. Mulțumim tare mult! Pentru tot efortul depus și pentru toată implicarea copiilor, pentru voieșia cu care au dorit să ne sprijine, o să le acordăm și un premiu în bănuți pentru a se putea relaxa după efortul pe care l-au făcut. De aceea o să îmânez domnule profesor câte un pliculeț pentru fiecare elev, așa că încă dumnealui să distribuie tuturor celor implicați. Cu mulțumit și cu dorință de a continua colaborarea noastră și pe viitor. Mulțumim! Și nu doar trupa
de teatru a fost implicată în proiect. Avem aici patru picturi realizate de elevii din grupa de pictură. Și ele evocă foarte clar imaginea de provaccinare în condițiile pandemiei de COVID-19. Aceste tablouri vor fi împărțite oficialităților locale care ne sprijină în combaterea pandemiei COVID-19 și în promovarea vieții sănătoase prin vaccinare. Mulțumim de asemenea și voi v-ați vaccinat? Eu m-am vaccinat, trebuie să fac a doua doză pe 8 octombrie. Care e părerea generală în rândul colegilor, în rândul prietenilor voștri despre această pandemie și despre vaccinare în general? Probabil unii vor să-și facă vaccinul, doar că părinții nu sunt de acord din alte motive, probabil fake news sau altele de genul. Iar în cazul tău, ți-ai convins părinții? A fost greu? Mama a fost de acord să-mi facă după ce s-a întâmplat să avem un caz în clasă și a fost și pentru mine și pentru fratele meu a luat decizia. Sunteți elevi în ce clasă? A 10-a D. Actorie, da. Cum vi s-a părut această scenetă? Cum vi s-a părut această acțiune în general? Eu sunt impresionată de grija pe care o dovedesc medicii pentru sănătatea oamenilor. Curios este că într-un an și jumătate n-au reușit oficialitățile, mai sus vorbesc, nu cei care locali care se zbat zi de zi cu boala și cu moartea, cei de sus care sunt plini de bani și, și au toate pârghiile ca să poată să ia atitudine. Nu înțeleg cum de nu cred în această boală cruntă, după ce văd mii de morți, după ce văd atâtea familii îndurerate, atâta suferință, mor oameni, lasă în urmă copii care poate nu au viitorul asigurat. Poate nu știu. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Eu da, m-am vaccinat din ianuarie, prima cu Pfizer. Am deja din ianuarie, am atâtea luni și urmăresc. Și doza a treia? Da, fac și doza a treia. Am nepoți pe care vreau să-i cresc, vreau să-i văd mari, să-i văd la liceu, cu facultate. Am doi copii care sunt oameni de nădejde ai societății și vreau să-mi văd și nepoții mari. O să vă rog să-mi spuneți și cum vă numiți și de unde sunteți. Numesc Arbănaș Mărioara, am fost profesoară de matematică, acum sunt pensionară de 4 ani. Și mă bucur să văd implicarea celor tineri în anihilarea bolii astea. Să râdem din nou, să ne bucurăm din nou de viață, să fim împreună, să cântăm, să cântăm. Poporul român, oamenii nu mai știu să cânte, să se bucure, să danseze, să râdă. Poporul român nu mai știe să râdă. Să ne amuzăm, dar facem glume proaste, nu facem glume de bucurie, pe baza cărora să ne bucurăm, să adunăm lumea în jurul nostru. Ce au răspuns cei care nu vor să se vaccineze? Bănuiesc că este și influența părinților, mai ales că cei sub 18 ani au nevoie de acordul părinților. Clar, părinții sunt cei care i-au împiedicat, dar de multe ori să știți că și elevul în sine are dreptul de a spune nu. Și sunt foarte mulți care nu sunt influențați de părinți, ci pur și simplu nu vor. Și nu vor tot din cauza a ceea ce văd la televizor. Atâta timp cât li se spune că virusul creează infertilitate la fetițe. Păi, normal că nu mai ai încredere. Atâta timp cât la televizor aud că COVID-ul, eu știu, le afectează inima. Știți? Dar astea sunt, la revedere, astea sunt, din punctul meu de vedere, niște lucruri nefondate. Certitudinea vine din cercetare. Noi trebuie să avem încredere în cercetare și nu în bârfe, în discuțiile astea nefondate. Ideea punerii în scenă a reprezentației de mai devreme a plecat din dorința de a conștientiza
adulții și în special părinții de necesitatea asigurării protecției copiilor față de COVID prin vaccinare. Și fiind în contextul în care foarte multe voci sunt contradictorii și au voci din partea nespecialiștilor și au tot foarte multe idei care tind să creeze semne de întrebare în conștiința fiecărui părinte, am vrut să le arătăm că pentru noi nu a fost o dificultate nici să ne vaccinăm, nici să ținem în frâu pandemia de COVID la nivelul județului Vrancea. Am vrut să scoatem în evidență că singura armă la momentul de față este să ne vaccinăm pentru a depăși cu bine pandemia. Și de asemenea am vrut să le arătăm într-o formă artistică, pentru că toate celelalte informații au fost prezentate cam un pic prea brutal. Și atunci, poate și din acest motiv, au foarte multe temeri. Și vrem să le iasă din minte temerea că vaccinul ar face rău. Din contră, vaccinul le face bine, vaccinul protejează și ne protejează pe toți. Și cât suntem mai mulți vaccinați, cu atât reușim mai repede să scăpăm de efectele pandemiei.